Hai, salutare! Am zis să fac și eu un clip despre subiect auto, mașini. Ăsta al meu e un Peugeot 308 1.6 HDI. Până în 2010, anul de fabricație. Varianta SW, adică break. Mașină de familie. O mașină de viteză sau de altceva, o mașină să-ți faci treaba, să te duci cu ea, să te întorci. Și, la întreținere e relativ ok. Pe mine mă costă în jur de 200 de lei un schimb de ulei, filtru de ulei, filtru de aer și filtru de polen. Uleiul folosit e cel recomandat de producător, adică Total Quartz 5W40. Intră 4 litri, în jur de 90 de lei. Nu e cine știe ce scumpătate. Schimburile mi le fac acasă. Mașina asta e luată la mâna a doua, second hand. De la dealer, de la Peugeot, e Urial Ocazii. Am mai vorbit-o despre treaba asta anul trecut. N-am avut probleme într-un an și ceva cu ea până acum. Ea avea vreo 95.000 și acum am vreo 109.000. Nu circul extraordinar de mult cu ea. Fiecare circulă cum crede și cum, după nevoie, că asta e treaba. Aici un modulator FM, aici un voltmetru chinezesc. Apare și kilometrajul, fără muzici. Că ne ia ăștia de la YouTube, că abia așteaptă. 109.091. Kilometrajul parțial. 864. Aici avem cât mai am de parcurs cu motorina din rezervor. Consumul e în jur de 5,5. Ultimul consum mediu 5,4 litri. Cu ea, schimburile se fac de obicei la 15.000 recomandat, dar pe mine la 10.000 îi fac schimbul, că n-are rost. Cu cât o schimbați uleiul mai des, cu atât o să fie treaba mai bună la motoare, mai ales la diesel, dar și la benzină. Am văzut că și Bobby îl face schimbul la, l-a făcut la 17.000 și e recomandat de ăștia de la Dacia, știu, e 25.000, ceea ce mi se pare o mare aberație. Dar da, așa e, de 25.000, că am mai văzut și eu Dacia Duster cu motorul de 1.5 DCI. Tot așa era și la ăla recomandarea. Dar și omul ăla eu făcea la mai puțin. Că, era prea mult la 25.000 totuși. Dai seama ce jeg adună uleiul ăla și filtrul de aer și tot. Și tot așa. Oricum, Bob, bine ți-ai făcut că ți-ai luat Dacia totuși, decât să iei toate jegurile nemțești, să iei Passat și alte chestii fumigene, lasă frate, că e mai bine așa, să știi. Și vorbim pentru toată lumea, nu mai cumpărați frate toate jafurile poluante ale nemților. Nu v-ați săturat și voi de ele, așa că acum astea care se fabrică în zilele astea, frate, sunt făcute pe consum de ulei, nene, pe, nu mai știu, eu vestitul lor motor pe benzină, nu știu de ce capacitate, dar e ăla care consumă un litru la 1000 de kilometri. Păi vi se pare ok să cumperi o mașină de nouă să-ți consume un litru la 1000 de kilometri? Păi e mai ceva ca drujba, deci la ăla nici nu-i mai faci schimbul de ulei, doar îi pui. Deci mi se pare o mare aberație să faci un motor nou să-ți consume atât ulei. Păi practic dacă nu-i pui în trei schimburi, dacă îl faci la 10.000, ți-l consumărei pe tot.
Ăla merge pe ulei. Și observ în general eu un trafic în circul. Mărcile astea nemțești, băi nene, deci îmi bagă pe găurile de aerisire, îmi bagă o duhoare de ulei ars de la diesel, de nu-ți vine să crezi. Ceea ce la mine nu există la motorul ăsta așa ceva. Deci, da. Și a luat Dacia Duster că vedeam pe la el pe în comentarii că de ce nu ți-ai luat Passat, nu știu ce, lasă frate, lasă că e mai bine așa. Decât poluantele nemților. Oricum, la Dacia se putea mai bine, la calitate pe aici, colo, la întreținere, mi se pare cam scumpicică. Cum spunea și el, un capac din ăla, de un dop pentru rulmenții din spate, e 80 de lei o tablă, serios, pe care nu ai din fabrică. Păi eu le am la asta din fabrică. Și tot așa, ce dotări am la ea? Na, niște airbag-uri eu am la asta, aer condiționat manual, na, radio, ABS, SP. Și cam atât, nici nu-mi trebuie mai mult fancy, trendy, să aibă ce să se strice electronică, că n-am nevoie. O să-i fac și o pornire, să vedeți și voi zgomotul meu în gol al motorului. O prima aerotermă. Mergem și afară, să vedeți. Plină de mizerie. Și cam atât. Ce se aude pe aici e un zdrângănit de la burduful ăsta de admisie. Aici este turbina. Axul ei se poate verifica de joc, se dă ăsta jos și se bagă degetul acolo și se mișcă sus, jos, stânga, dreapta, să vezi dacă are joc axul de la turbină. Aici este intercoolerul cu manșoanele lui. Servodirecția este electrică, adică hidroelectrică, pompă acționată de un motor electric. E foarte jegoasă mașina, dar asta e ce vrei, circul pe ploaie, pe mizerie, na. Anul ăsta, dacă a fost foarte cald, nici nu i-am mai pus roțile de iarnă. Circul cu niște roți Continental. Conti Premium Contact de 195 pe 65 pe 15. Mașina este omologată și pentru jenții de 16, sunt înscrise în cartea ei tehnică. Mașina nu are DPF, e normă Euro 4, dar fără DPF. Asta e un bonus pentru mine, că n-are ce mi se înfunda. În rest, eu sunt mulțumit de ea. Deci nu i-am mai desfăcut capota foarte mult timp, acum am văzut un pliant băgat.
Nu știam că e pe acolo. N-am filmat când am făcut schimburile de ulei. Deoarece băgatul mai pe aici filtrul de aer e în spate, m-a închinuit, era și vară, cald, poate tura următoare o să filmez. Da, cam asta e. Mai mult ce să vă spun, vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!